Salut! Până la urmă, Iohannis a ținut de cuvânt. Chiar este președintele tuturor românilor. Din pesediști a făcut peneliști, din reziști a făcut pesediști, iar din udemeriști i-a lăsat cum erau, oportuniști. Dacă era președinte în state Iohannis, rezolva problema rasismului în 3 secunde. Erau toți gri și cu asta basta. La LPF ar fi făcut steliști din dinamoviști și din toată lumea rapidiști. Oricum văd că e ca la fotbal. Arbitru german cheamă capitanii de echipă ca să vadă cine ia primul mingea. Vin Câțu și Ciolacu, aruncă în sus cu banul de la UE, pajură sau pajură? Cap nu văd la niciunul, din păcate. Care-i faza? Nu știu. Nu mai știe nici dracu. Bravo, domnul președinte! În sfârșit, avem țara lucrului bine făcut praf. Pentru asta Chiar meritați niște medalii. Deja aveți una de la Marius Manole. Ce om ranchinos și Manole ăsta. Cum să nu te bucuri tu de așa o armonie în politica românească? La fel și doamna Blandiana s-a simțit umilită de Iohannis după ce a protestat săraca degeaba sute de ore în piața victoriei. Câte gaze, dar și câte bastoane pentru aceste gunoaie umane. Cu tot respectul, doamnă. Dar dumneavoastră, ca poetă, n-ați văzut că nu poate să ducă o propoziție până la capăt? dar apoi două mandate. Chiar credeți că el știe care vată în cap? Nici nu știu cum să o zic pe limba lui, dar cred că ar suna cam așa. Verhaider capul tău, Iohannis.